Deci, ia uitați ce frumos sunt și pomii. Parcă eu i-aș fi tăiat, acum glumesc. Dar chiar sunt frumoși. O să avem și fructe pe ea, numai să nu ne înghețe. Anul trecut n-am cules așa. Da, e plin de flori, văd. Da, e plin de flori. Hai să și următoare. E, ce soiuri de meriu, soare? Este două zile, Natane. Am avut deja fructe. Păi ar trebui, eu am avut pe păr jumaca ăsta de 20 de mere. Așa că unul. Da. Nu, no, aici foarte bine ai tăiat, văd că puteai să-l tai un pic mai jos, mai aproape, mai dar exact mai la inel. Uite, asta l-ai tăiat foarte bine. Aici ai tăiat sus. Deci vezi, aici o să -ți drajoneze anul ăsta, o să o să ai 3 crengi noi de tăiat, dar asta l-ai, uite ce frumos s-o vindecat. Deci aia e super. Și aici, uite, vezi că îți crapă coaja și uite, după aia acolo se... Da, sau știi ce să faci? Să-l vopsești. Da. Vopsește-l un pic și... Foarte, foarte frumos. Ia arată-mi altoiul, că de-aia am venit să... În cireș. În cireș ce ai altoi? Tot cireș. Alt soi. Da, alt soi. Uitați cum... Toate timpurii. Uitați cum e legătura, are frunze pe ea, deci trăiește. Ce important e să nu lăsăm să fructifice, deci anul ăsta nu e indicat să lăsăm să fructifice, ci doar să crească și să se întărească. Uite, aici o să ai fructe. Ah, frumos. Uite, uite, vezi? Fructe, uite, fructe. Da, 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 buchetul de, de flori, da. Foarte frumos. Și aia arată-mi și ăla la cea aia, uite, acolo lângă albine. A pregătit și vița de via, de vie, scuze, trebuie tăiată. Încă nu-i tăiată, m-am uitat și eu că nu-i tăiată. Eu nu prea mă pricep, ai mei în aiut se pricep la vița asta care merge așa pe spaler culcat. Eu mai mult curăț cei deasupra, dar o să învăț și... A, aici avem părul lângă albine. Avem și aici o altoire. Asta mie mi se pare un pic mai cu cântec, dar și aici s-a prins, are o crenguță, asta trebuie să crească și aici să fie tăiat ciotul ăsta și atunci asta se va întări și o să aibă și aici un... Ce soi ai pus? Bine, ce soi acum de vară, de toamnă, de timpurie? Asta e de toamnă, da? Asta e timpurie. Timpurie. Și eu acum o să pun... De încercare, știți? De încercare, da. Deci, vedem... Cocăză negre, uite acum. Da, cocăza și la mine am filmat că e pornită, încă e prea pornită. Chiar ziceam la lume că anul trecut nu a fost pornită așa și așa a fost de vreme, iar acum e foarte pornit. Și butașii de mur, da, butașii de mur și eu am pus, am 50 acasă. Uite că nu, e bine. Uh-huh. E bine, e ia bine. Ia uitați. Deci o bută și dânsul mur. Căpșunii care am zis o să vin și o să-mi culeg vreo 50 de bucățele. Astea noi. Deci astea îmi trebuie mie, care au fugit anul trecut și au rădăcină și îi bag în pământul ăla, în compost. Să vedeți ce de căpșun culeg pentru un gem bun. No. Ia să văd. Da, e un pic cam... Dar, uite. Cam aiurea. Eu i-aș coborâ măcar un metru din ea. Și, da, pune cum ai pus acolo. Îndepărtor, n-am filmat, dar o îndepărtat foarte bine. Eu ce mai fac, pun o sticlă de apă. O leg așa și până jos, până pe pământ și pun o sticlă de apă de 1 litru, de 2 litri, depinde cât de tare e creangă aici. S-ar ajunge un litru și să-ți țină așa. Da. Voi încerca la anul. Uh-huh. Să-l dai un pic din vârf. Da. Dar ți-a făcut fruct, că văd că anul trecut n-i ai aici. Da. Anul ăsta, să știi că nu văd. Uite-te, asta e o singură floare aia aici. Hai să vedem. Dar eu nu-ți văd flori pe ea. Sus, acum nu pot să filmez, dar cred că i-am putea număra. Da. Uite, acolo iese. Da. Îs câteva. Dar așa frumoase. Știi ce a fost problema? Ce zic? Da. În capăt. Da. Știi care a fost problema? Eu pedic renghete. Ia să vedem ce mai a griș. Foarte faine. Pe Și roșu și foarte fain.
Pe portaltoi înalt văd că ai. Da, da, da. Deci e pe, da, pe pom, să zicem așa, deci portaltoi înalt. Eu la țară, adică aici la socri, am pe porta de jos, deci drajonează de jos, de asta e pe portaltoi înalt. Dar nici nu știu dacă trebuia să-l tai așa. Da, 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 tăiat. Să-l tai așa? Da, da. Stai un pic, ar trebui să-i pui un pic de bălăgar, că săracul e cam leșinat. No, bagă bălăgar la ea. Și ăsta e coacă-s da, negru, că îl văd deja după băț și ăsta, că eu cum produc, îmi produc pentru mine, știu deja bețele. Deci mă uit la băț și văd că este coacă-s roșu sau negru. Ăsta îl tai el. Este creangă bătrână și oricum mă lațești, ori ți-e uscat, ori e bătrână. Da, da. Dar o să fac o filmare cum putem întineri exact. Vedeți cum se face ca să se întinerească. Astea îs bețe, uitați, ăsta e băț de un an. Da, ăsta e băț de un an, ăsta e băț de un an, ăsta e băț de un an, ăsta e băț de 2 ani. Da, și de 2 ani. Și îl tăiem, aici, îl tăiem aici nia și va drajona 3-4 bețe de anul ăsta. Anul următor toate vor fructifica și atunci avem la greu la coacăs. Deci trebuie să îl tinerim. Asta nu o să-ți facă. Uite-te, o să ai numai aici și aici sus. Dar asta nu o să-ți aducă niciun fruct. Și atunci ca să-ți aducă, se taie, face bețe de genul și anul următor mănânci la greu de pe ea. N-o spor la tate. Am plecat un pic și eu mai încolo spre casă. Și să vii după... Iată viața liniștită la țară, fără corona sau cu o corona, dar o bere. Oricum nu este la noi, dar stresul e mai mare și prostia omului. Ia uitați, una mai frumoasă ca cealaltă.